Astăzi vom vorbi despre una dintre cele mai populare mașini de pe planetă, adică Toyota Land Cruiser, care se vinde în peste 190 de țări și ați vrea să spuneți că nu este modelul curent. Ba este, pentru că este al doilea facelift al aceleiași mașini încă din 2009. O mașină cu o viață foarte lungă. Asta respectă foarte clar rețeta japoneză, nu schimba ce funcționează. Primul model de Toyota Land Cruiser a apărut în 1951. Asta înseamnă 72 de ani de la apariția primului model. Iar acesta, am spus deja, din 2009, deci 14 ani. Iar blocul motor, cred că depășește 20 de ani de când este în funcțiune. Înainte era varianta de 3000, acum i-au scăzut cilindreia și este 2800 de centimetri cubi. Numele de cod al acestei mașini este J150, pentru că acesta este Land Cruiser 150, sau în România este doar Land Cruiser, în alte țări numele complet ar fi Land Cruiser 150 Prado. De ce Prado? Prado este efectiv un diferențiator între modelul de Land Cruiser 150 și modelul Land Cruiser 300. Dacă mergeți în Moldova, spre exemplu, acolo se vinde și Land Cruiser 300, care este mult mai mare. Iar din punct de vedere al motorizărilor, de când a apărut ea, au fost mai multe iterații ale unui 2.7 benzină, 2.8 și 3 litri diesel și chiar și un 4 litri V6 benzină. Însă, în prezent, nu poți să-ți cumperi decât 2.8 diesel. E, mașina aceasta a suferit două facelift-uri de-a lungul vieții sale. De fapt, două facelift-uri și un upgrade în 2020. Upgrade-ul din 2020 ce-i aduce acestei mașini? În primul rând, Apple CarPlay și Android Auto cu fier, foarte importante. În al doilea rând, a fost upgradat sistemul de avertizare și de frânare automată pentru pietoni și pentru cicliști. Și ultimul upgrade și cred că și cel mai important, de la 177 de cai a ajuns la 204 cai putere. Dar vom vorbi imediat și despre performanțe. Între timp, trebuie să țineți cont că Land Cruiser-ul sau orice Toyota Lexus în principiu nu poți să-ți cumperi opționale pe mașină. Ai niște variante de echipare și îți alegi varianta dorită în funcție de ce găsești prin ea și aia e. Nu poți să mergi, spre exemplu, pe echiparea Luxury Black pe care o avem noi aici și să spui interior de stofă crem, spre exemplu. Nu. Asta vine doar cu piele. Deci pe mașina asta nu poți să-ți cumperi decât accesorii și stați liniștiți că sunt foarte multe accesorii. Accesorii de off-road, accesorii de overlanding și accesorii inclusiv pentru a-ți facilita deplasarea cu familia, suporturi de biciclete, portbagaj auxiliar și așa mai departe. Ca să nu mai zic și cât de mare este piața de aftermarket de accesorii pentru această mașină. Oricum, în echiparea cea mai de bază, adică Active, Land Cruiser pleacă de la 62.000 de euro cu tot cu TVA. Dacă mergi pe varianta exclusiv, adică echiparea de mijloc, atunci plătești undeva la 68.000 de euro cu tot cu TVA. Iar aceasta este 78.000 de euro cu tot cu TVA, dar nu mai poți să spui absolut nimic în plus pe ea. Indiferent de situație, dacă mașina asta din 2009 nu s-a schimbat radical, vă dați seama cât de bună este. Oricum, dacă voi sunteți interesat de achiziția unui Land Cruiser sau a oricărei alte mașini noi, tot ce trebuie să faceți este să intrați pe platforma noastră autovantage.ro, ați plasat o cerere de ofertă și mai departe dealerii noștri parteneri vă vor răspunde pe e-mail cu ofertele aferente. Mai departe, ține de tine dacă vrei să-ți complici sau să simplifici viața, că cu noi o simplifici în principiu. Bineînțeles că noi astăzi vom prezenta Luxury Black Edition, mai nou este Luxury Matte Black Edition, unde ornamentele care aici sunt negre, dincolo sunt negru mat, asta este fix singura diferență. Culoarea este albastru celest și este absolut superbă. Dacă e să o luăm după cum zice românul, e un simplu blumaren. Farurile sunt tridimensionale, avem aici niște ornamente, să spunem, care ies un picuț în afară, mai mult ca sigur au un rol optic aceste ornamente, pentru că ăsta este fix deasupra luminilor de zi, iar asta de aici încastrează puțin din faza lungă, dar și din semnalizările laterale. Semnalizările sunt halogen, în schimb faza scurtă și faza lungă sunt LED și aici scrie foarte frumos Land Cruiser. Grila este constant deschisă, iar aici vedem că avem niște ornamente cromate. Nu este un crom simplu, este crom bronzuliu, ca să nu... Cred că n-au vrut să pună argintiu pe mașină pur și simplu și sincer îmi place foarte tare ideea asta. Camera frontală pentru sistemul 360. Mai jos iarăși încă o bucățică de grilă deschisă. Avem pe lateral acest fagure micuț care este strict ornamental și proiectoarele de ceață și vedem foarte frumos câtă înclinație are partea frontală a mașinii, pentru că această mașină are un unghi de atac
fac de 31 de grade. Deci vă dați seama cât de utilă este această formă atunci când ieși cu ea de pe asfalt. Roțile, atât pe echiparea Executive cât și pe Black Luxury, vin 265-55x19. Dar în echiparea Active, tu îți iei mașina cu 265-65x17. Asta înseamnă că poți să pui anvelope grase și frumoase de off-road pe mașină. Și la cum arată sistemul de frânare, poți să pui, nu știu, ții roți de iarnă, să zicem, poți să pui și pe aceasta jante mai mici, adică pe 17 inci. Suspensia este pe perne, lucru care, bineînțeles, că se simte extraordinar la drum lung, cel puțin. Este extrem de confortabilă mașina și pentru că avem doar o gardă la sol de 21 de centimetri, dar vom arăta imediat chestia asta, când ieși cu ea în teren, o poți înălța. Avem aceste trepte care de obicei sunt din plastic, oglinzi foarte, foarte mari, țin și pe poze de televizor la cât de mari sunt. Avem aici două mici fântuțe, ca să spunem așa. Acestea au rol de dirijare al aerului, în cazul în care nu știați. Avem și trapă, bare longitudinale, care sunt într-un gri șobolan spre negru. Foarte drăguț că nu avem argintiu pe această mașină. Ușile acoperă pragurile, deci nu te murdărești când te urci în mașină. Iar dacă venim în partea din spate, vedem un eleron foarte, foarte baban. Bineînțeles că acesta are rolul de a planta mai bine mașina pe șosea. Stopurile tridimensionale arată ca un joc de Minecraft, efectiv. Foarte drăguț designul acestora. Iarăși aici aceste două puțișoare care au rol aerodinamic, de dirijare al aerului, mă rog. Iarăși, vedem că singurul ornament argintiu de pe întreaga mașină este sigla, iar aici avem din nou acel crom bronzuliu, bineînțeles, de plastic. Iarăși îmi place cum s-au jucat cu schema de culori, pentru că ai culoarea caroseriei, ai negru, ai culoarea caroseriei, ai crom, culoarea caroseriei, iar ai aici un plastic negru de protecție, iarăși nici nu-mi vine să-i zic deflector, pentru că ăsta are strict rol ornamental. Este tot în culoarea caroseriei, iar de desubt găsim roata de rezervă. Iar aici găsim și un cârlig pentru remorcare. Evacuarea este pe dreapta pentru că avem rezervorul pe stânga. Iar dacă tot suntem aici, hai să deschidem și portbagajul. Se deschide de aici, ca o ușă de frigider, foarte mare. Și de asemenea, mai ai aici un butonaș micuț, dacă vrei să ridici doar luneta, deci este și o mașină foarte bună de filmare. Uitați cel mai baban telescop de deschidere al unei uși de portbagaj pe care l-am văzut vreodată. Ce mi se pare foarte drăguț, acest telescop imens se răsucește și are funcție de loc. Deci când mergi cu ea la camping, știi că poți să-ți blochezi ușa să nu să trătească vântul, cu toate că e atât de grea că nu cred că ți-o închide vântul. Avem aici mânerul pentru închis portbagajul și sunt tare curios de o chestie. Nu mai merge. Vezi, odată ce ai deschis ușa, nu mai poți deschizi geamul. Și cu ușa închisă deschizi geamul. Poți să o trișezi. Bun, aici pe ușă avem, bineînțeles, două buzunare ascunse. Aici găsim tot ce trebuie ca să poți să ridici mașina pentru a-ți repara pana. Și aici găsim triunghiurile și încă un mic spațiu ascuns. Și acum o să vedem ceva foarte interesant. O să dau eu toate astea la o parte. Le-am lăsat special așa ca să vedeți cum arată portbagajul cu niște genți aruncate înăuntru. Până aici avem un volum de 640 de litri. Dacă te duci cu volumul portbagajului până în plafon, ajungi la 1270 de litri. Bineînțeles, dacă ridici rândul 3 de scaune, acest lucru se schimbă până la 190 de litri. Și astea, am stat foarte tare să-mi bat capul să-mi dau seama cum se deschide astea, este cel mai simplu sistem cu putință. Pur și simplu împingi și după aia te chinui. Și asta mi se pare interesant, nu mă așteptam să văd la Toyota, putem să ridicăm scaunele electric. Greșeală de utilizator, mă scuzați. Durează ceva, bineînțeles. Este interesant următorul lucru. Șezutul, de fapt, stă aici. Uitați, ăsta este șezutul. Și mi se pare foarte interesant că atunci când tragi de scaun, când el se ridică, șezutul glisează de aici în față și ăsta vine în spate.
Mi se pare foarte interesant acest sistem. Avem două suporturi de pahare aici pentru al treilea rând de scaune, boxe direct în ureche, mânere și asta îmi place foarte tare, avem și guri de ventilație pentru al treilea rând. Și bineînțeles o tetieră care glisează. Iar acum eu voi intra pe partea aia ca să vă zic dacă e și loc. Bun. Aici ar trebui să fie o chingă ceva ca să poți să treați scaunul. One eternity later. Ok, m-am prins. Nu trebuie să fie asta lăsat pe spate. La Land Rover-ul meu e asta așa. Îl lași jos și după aia de aici mai ai o chingă de care tragi și îl dai pe spate. Văd că la mașina asta nu este așa. M-am băgat aici în spate. Nu este tot locul din lume, dar pot sta și adulți în spate, asta vă pot spune. Loc la cap, 3 degete, stânga-dreapta oricum mai destul. Păi e chiar ok, într-adevăr, la genunchi mai lasă de dorit. Deci din punctul ăsta de vedere câștigă roverul, dar nu te poți plânge. Nu sunt ca lucrurile din XC90, spre exemplu, unde alea sunt într-adevăr foarte înghesuite. Am vorbit mai devreme de Land Rover. De ce am făcut asta? De data aceasta nu este doar ca să compar o mașină cu 7 locuri cu o mașină cu 7 locuri, ci din simplu fapt că Land Cruiser-ul acesta s-a lansat în 2009. Land Rover Discovery 4 s-a lansat tot în 2009. Numai că în 2017 Land Rover Discovery a ieșit de pe piață, în timp ce ăsta a mai primit încă un facelift și și-a continuat viața. Practic, Discovery 4 este concurent direct cu această mașină și este, cred că, singura concurentă directă cu această mașină, dacă stai să te gândești din perspectiva polivalenței acestora. De ce spun asta? Mașina mare în 7 locuri, unde se pot să car 7 adulți, nu 7 oameni în general, dar 7 adulți, mașină foarte capabilă off-road, cu reductor, cu diferențiale blocante, cu târla de accesorii necesare ca să poți să-ți transform și în casă pe roz, dacă asta îți dorești. De aceea spun că Discovery 4 este concurentă directă cu această mașină. Și de-a lungul clipului vă voi mai spune multe alte diferențe. Dar până atunci, hai să mergem și în spate. Bă, stai destul de bine, dar în același timp, ia, uite, spătarul este reglabil. Foarte mișto, foarte plăcut și se lasă foarte, foarte mult. Asta este surpriza cea mai mare, că se lasă extrem de mult. N-am văzut niciodată o banchetă care să se lase în halul ăsta de mult pe spate. Cotiera aici foarte jos poziționată, un pic incomod să stai pe ea, dar avem încălzire și răcire pe scaunele din spate, stânga și dreapta. Două suporturi de pahare, cotiera nu se mai deschide, dar în schimb este extrem de, extrem de moale. Uite și tu cât îmi intră degetul aici. Bănuiesc că și culisează, da, ca să poți să oferi cât mai mult loc pe rândul numărul 3. Iar aici ce mai avem? Priză de 12V și un HDMI. De ce avem HDMI? Pentru că la echiparea Luxury Black Edition tu ai aici un televizor cu Blu-ray. Asta mi se pare drăguț, să menține copiii ocupați pe parcursul drumului. În schimb, aici, din punctul meu de vedere, pierde Land Cruiser-ul în detrimentul lui Discovery 4, cu toate că asta este o mașină mult mai bună din mult mai multe puncte de vedere și dacă ar fi să vă recomand să alegeți între un Discovery și un Land Cruiser, dacă vă permiteți, luați-vă Land Cruiser. Fiabilitatea face totul până la urmă. Land Cruiser-ul, cum am spus, este o mașină foarte nișată. Nu este pur și simplu un SUV mare care te duce din A în B. Mașina asta face extrem de multe și toți clienții care își cumpără Land Cruiser ies cu ea de pe carosabil. Drept urmare, Toyota a zis bun, în toate părțile care se pot murdări, nu punem materiale care nu pot fi curățate ușor. Aici unde ții mâna, ai piele sau, mă rog, piele sintetică, în rest, așa sunt toate materialele în mașină. Dar asta este o chestie 100% normală și care a fost pusă intenționat. O să o murdărești și o să o zgârii și așa mai departe și este mult mai ieftin și mult mai simplu să înlocuiești o față de ușă de plastic decât una capitonată cu piele și așa mai departe. Deci materialele sunt puse cu un scop. Vrei varianta mai deluxe? Te duci și-ți cumperi, probabil din Moldova, Lexus LX, pentru că este un Land Cruiser mai luxos. Despre interior față voi vorbi la prima probă de condus. M-am urcat ca o cizmă în mașină. Primul lucru pe care îl observăm când ne punem în față, easy access la volan. Scaunele extrem de confortabile,
ventilate și răcite și ai aici o rotiță, este fix ca la frigider, efectiv, este ca la frigider, dai mai cald sau mai rece. Mi se pare foarte drăguț acest artificiu, cu ghilimelele de rigoare, de design. În schimb, nu ai aproape deloc susținere laterală în scaune, drept urmare te vei buțâi destul de mult. Ce am mai descoperit și mi s-a părut foarte, foarte mișto și ingenios, ai aici oglinda retrovizoare. Aici n-ai suport de ochelari, ai oglindă retrovizoare pentru interiorul mașinii, o ăsta cu wide angle, de vezi tot. Deci, mi se pare absolut genială, te face să te simți fix ca într-un autobuz. Este fix ca să vezi ce fac și ultimii copii aia din spate, care sunt de obicei cei mai neastâmpărați. Volanul este subțirel, poate un pic prea subțire pentru gusturile mele, dar este foarte moale și îmi place la nebunie bucata aceasta de sus și asta micuță de jos, care sunt din lemn. Nu știu exact ce lemn este, dar e foarte, foarte plăcut la atingere. În schimb, se încălzește un pic destul de tare dacă stă mașina în soare. Pe volan, într-adevăr, ai destul de multicele butoane, dar te obișnuiești repede cu el. Partea din stânga este pentru controlul telefonului, al sistemului de multimedia, gen volum, next song și chestiile esențiale, modul de radio și asistentul vocal. Iar pe partea din dreapta, aici umblăm în computerul de bord, care este cât de rudimentar se poate. Avem ceasuri analog atât pentru vitezometru cât și pentru turometru. Și pe lângă asta, un computer micuț, micuț, micuț pe centru. Văd că cu plinul făcut mașina asta zice că poate să parcurgă 640 de kilometri. Momentan, în regimul nostru de testare, avem consum 10,4. Ceea ce este foarte respectabil, ținând cont că mașina asta are între 2 tone 100 și 2 tone 400 în funcție de nivelul de echipare. Asta are 2 tone 400 și ai consum 10,4, 10,7, 10, ceva, nu contează. În condițiile în care am mers urban, drum lung și serpentine. Dacă mergi 100% la drum lung, consumul scade destul de mult. Mânere peste tot, ca să poți te ții chiar și când ești la volan. Materiale. Moi sus și iarăși jos. Aceeași poveste ca în spate. Din nou, mașina asta este gândită să fie cât de rudimentară, cât de ușor de curățat. Chiar și acest rabat de calitate la interior, în anumite puncte, deci nu peste tot, chiar au un foarte, foarte mare sens. Pe curbe, efectiv, ruliu aproape zero. Este incredibil. Când am venit încoace, m-a urmărit colegul meu și i-a zis: bun, nu-mi vine să cred cât de bine stă pe curbe măgăoaia asta de mașină. Este pe bună dreptate. Mașina asta chiar stă excepțional pe curbe. Partea de jos avem selectorul transmisiei, care îmi place că e de ăla de... trebuie să te joci cu el așa, știi? Nu ai doar un buton de care tragi și te duci sus-jos. Două suporturi de pahare aici, care sunt reglabile pe 3 trepte. Asta mi se pare destul de interesant. Poți să pui 3 dimensiuni diferite și uite, avem aici o sticlă de 1 litru. În cape stă, nu se bălângâne, foarte bine. Cotiera aceasta este cutie frigorifică. La Land Rover am frigider-frigider, care răcește la 4 grade. Asta este o cutie frigorifică. Doza asta este extraordinar de rece în momentul de față. Și uitați ce ziceam, în cap aici nu se varsă, nu se nimic. Am testat-o mai devreme. E o sticlă de jumate și o pui la fel. Se bălângăne, într-adevăr, este și plină sticla, dar suportul de pahare își face o treabă destul, destul de bine. Bun, iarăși, sistemul de infotainment este cel vechi, acesta foarte rudimentar. Doar că i-au schimbat interfața, l-au făcut mai drăguț, mai plăcut. Sistemul audio este destul de bun, nu ai deloc de ce să te plângi de el. În schimb, pentru 2023 este o mașină cu foarte multe butoane. Asta nu mai întâlnești foarte des, dar în ochii mei este printre lucrurile plăcute faptul că ai atât de multe butoane pe această mașină. Tot ce ține de climatizare este aici, tot ce ține de infotainment și multimedia se află aici, atât scurtăturile cât și, bine, ai scurtăturile fizice și restul este într-adevăr cu touchscreen, iar tot ce ține de partea de jos este fix pentru modurile de rulare și cum să conduci această mașină. Pe de altă parte, USB-A, pentru că mașina este totuși destul de vechiuță, priză de 12V și la transmisie avem confort, eco, normal, sport și sport plus.
și când o pui pe Sport sau pe Sport Plus, îți dezactivează automat și start-stop. Butoanele acestea fac în felul următor. Pompa de căldură îți încălzește mai repede motorul la pornire. Avem volan încălzit și avem așa, SP Off, Second Start, în care îți forțează plecarea de pe loc cu a doua. Nu te lasă să pleci cu a întâia de pe loc. De aici, ca să umbli la perne, să rămână blocate. MTS, dacă treci mașina în low, o să facem asta la ciolpani, o să avem niște moduri de rulare. Modul crawl, în cazul în care rămâi blocat cu el. Și aici avem buton pentru diferențial central blocant. De ce doar central? Land Rover-ul are și diferențial spate și central. Ei bine, pe Land Cruiser au pus pe puntea spate un diferențial torsen cu alunecare limitată, deci un LSD. Asta înseamnă că tu nu mai ai neapărat nevoie să blochezi diferențialul de pe spate când el îți transmite undeva între 25 și 50% din putere, este în stare să-ți o transmit în stânga față de dreapta. Am luat acum speed bumper cu 40 la oră. Nu a existat speed bumper. Deci mașina este extrem, extrem de confortabilă, este extrem de închegată. Uite, curbă de 90 de grade, 60 la oră. Nici o treabă. Nici o treabă. Efectiv, este extrem de bine așezată pe șosea, ceea ce este o surpriză foarte plăcută. Land Rover-ul, neavând sistemul de bare stabilizatoare active, ai tot ruliu din lume. Deci eu nu am văzut mașină cu ruliu mai mare decât Disco 4, dar asta nu înseamnă că mașina nu este stabilă. Doar că tu nu ai senzația că mașina este stabilă. Ea stă foarte bine pe curbe, că na, este o mașină grea, centru de greutate jos. Uite, așa face ea. La fiecare curbă așa face ea. La Toyota nu e cazul. Vom face acum testul 0-100. Dragiu, de fapt, nu dorește să se conecteze la satelit, nu știu ce are, așa că îmi folosesc copilotul din spate să mă cronometeze pe metoda clasică. Am pus cutia de viteze în Sport Plus, că asta este tot ce pot să fac, ca să o fac să miște mai repede. Și acum, 3, 2, 1... Ei declară 9,6 până la 100 și 100. 10,29, deci pe acolo. Acum puneți centura, te rog. Unde este dezavantajată în fața unui Discovery este la motorizări. Într-adevăr, motorul ăsta este extraordinar de fiabil. Nu ai cuvinte, nu știi să spui cât de fiabil este motorul ăsta. Cele mai multe depășesc milionul de kilometri. Este același bloc motor de peste 20-25 de ani. Nu știu, Vlad Micșunescu, știu că te uiți la mine. Te rog frumos, scriești tu în secțiunea de comentarii când a apărut acest bloc motor. Inițial a fost 3 litri, 4 cilindri, acum este 2.8 pentru că i-au scurtat cilindreia, i-au pus altă cutie de viteze, nu mai este o automată în 5 trepte, este în 6 trepte. Este cu convertizor de cuplu și Vlad, din nou, ajută-mă, zi-mi dacă cumva această cutie este fix IC-ul. Nu știu sigur și n-au știut să-mi zică nici de la reprezentanță dacă e IC-ul sau dacă este o cutie de viteze proprie. Aici n-am reușit să găsesc răspuns la această întrebare. Oricum, chiar și în modul sport schimbă extrem de lin și față de niște mașini care au greutate mai mică, o masă proprie mai mică. Aceasta folosește foarte mult ideea de convertizor cam pe la toate treptele. Cele mai multe cutii de viteză, uite cum e IC-ul pe care l-am avut pe V40, spre exemplu, tu puteai inclusiv să pleci de pe loc cu a treia, ca idee. Și stătea frumos turată mașina până la viteza de 70 și ceva la oră, unde după aia prelua și schimba normal ca orice altă cutie de viteză. Dar numai treptele 1, 2 și 3 îți dădeau simularea asta de convertizor. E prost să zici despre un convertizor că îți dă o simulare de convertizor, da? Înțelegi ce zic. Uite, acum, spre exemplu, dacă vreau să accelerez, eu sunt între a 6, dacă vreau să accelerez, întâi îmi sar turațiile, mi le blochează undeva, mi-a blocat turațiile la 2000 de ture și în timp ce mașina accelera, ea rămânea acolo, în turații. Deci este clar, e mult mai deștept gândit pe o astfel de mașină, un convertizor de cuplu, decât pe o mașină tradițională. Comparația Discovery 4 cu Land Cruiser a fost testată de-a lungul acestor 14 ani de nenumărate ori. Avantajele și dezavantajele sunt în felul următor. Discovery are garda la sol mai mare, dar nu e nici pe aproape la fel de fiabilă. Depinde de ce fel de iterații de mașină ai, atât pe Disco cât și pe Land Cruiser. Poți să ai sau să nu ai diferențiale blocante. Asta, cum am spus, vine cu blocant central și cu LSD pe spate, deci e ca și cum ar avea
două blocante. Grosomodo, nu e chiar așa, vă rog, nu vă luați de mine, doar încerc să explic cât de simplist se poate. În schimb, Discovery-ul este mult mai luxos. Și aici diferența este sesizabilă, într-adevăr. Materialele din Discovery sunt cu totuși cu totul altele, dar plasticele din Land Cruiser sunt mai zdravene. Adică, știi, ai piele de altă calitate, totul e mai moale, e capitonat, e frumos, e nu știu ce. În schimb, plasticele rezistă mult mai bine pe asta decât pe aia în timp. Adică, efectiv, e bara-bara. Vrei o mașină fiabilă care să te facă să te simți bine sau vrei o mașină luxoasă care să te facă să te simți și mai bine, dar cu care trebuie să ajungi mai des în service? Aici este diferența. Și de obicei lumea o alege pe asta. Eu am vrut să-mi iau, apropo, suntem cu 70 la oră pe un drum de pietriș. Sau, mă rog, teoretic. Acum, eu când mi-am luat Discovery-ul, eu nu am vrut să merg pe Land Rover fix, că aveam o mică teamă cu fiabilitatea. Se pare că Discovery 4 nu este atât de nefiabil, dar trebuie să ai un pic mai multă grijă de el decât ar trebui să ai de o astfel de Toyota. În schimb, Land Cruiser-ele țin mult, 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 mult mai bine în timp. Infinit mai bine. Am făcut mult praf și acum ies din mașină cu ruleta după mine. De ce? Pentru că mai devreme v-am indus în eroare. V-am spus că Land Cruiser-ul are gardă la sol de 22 de centimetri. Greșit, dar corect. Corect pentru că aia este garda la sol pentru varianta Active, care vine cu punte rigidă pe spate și arcuri elicoidale pe față, dar asta, pentru că are perne, are o gardă la sol de 32 de centimetri. Dar mai e o chestie. Am apăsat frumos pe buton. Așteptăm pentru că este totuși destul de lentuță, foarte lentuță. Și am așteptat 30 de secunde pentru 3 cm. Până la urmă, orice centimetru contează, nu? Acum hai să vedem ce poate cu adevărat această mașină. Am înălțat mașina. Avem 3 cm în plus față de Hilux și un ampatament un pic mai scurt. Instant simți că mașina țopăie mult mai tare. Acum, s-o pun în low, hai s-o pun în low. For low, chestii dezactivate, drive, mi-au apărut aici pe ecran camerele stânga și dreapta și camera frontală îmi arată și înclinația și aș vrea să nu mai piuie senzorii. Nu știu de unde se opresc senzorii. Ok, aici vedem cerul și aici intră în funcțiune această cameră care îți explică dacă o iei bine sau nu. Și vedem și pe celelalte stânga-dreapta, ne uităm la punctele de ghidaj. Bam, 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 încet. Nu am atins. Deci aici câștigă detașat în fața Hilux-ului. Acum vedem pământul. Iar aici o luăm încet. Nu am atins. Foarte bine. Următoarea este un pic mai abruptă. Te rog, taci. Gata, liniște. Să fie liniște. Călăm ușor. Uităm pe camere. Ajungem în vârf și aici trebuie să o luăm foarte ușor în vârf. Ca să vedem să nu o atingem. Foarte bine. Super, foarte frumos. Îmi place că nu mai stau cu riscul că ating. Îmi place iarăși că mașina asta are 6 trepte de reductor. Deci toate cele 6 trepte de viteză pe care ea le are în mod normal, le are și pe reductor, ceea ce este iarăși impresionant. Minunat! Nici o greață, nici o treabă, nici o nimic. Superb! Am trecut cu brio peste acest obstacol, peste care, sincer, nu mă așteptam să pot să trec.
Adică nu mă așteptam să pot să trec fără să ating pragurile și ce mă interesa pe mine era să nu ating pragurile, logic. Până acum mașinile nu puteau să aibă atâtea trepte de reductor și ca să vă faceți o idee, 20 la oră într-a 6-a, 1600 de ture. La 30 la oră. Asta înseamnă reductorul. O să ne dăm și pe ăsta un picuț mai încolo să facem niște praf, dar întâi vreau să ajung la zona de off-road, pentru că am impresia cu această mașină pot face circuitul complet, nu doar bucățile selectate pe care le-am făcut cu Hilux-ul, tocmai pentru a nu lovi mașina pe dedesubt. Ne băgăm doar în zonele în care este cosmetizat terenul ca să nu zgâriem mașina, bineînțeles. Ne pasă să avem grijă de ea. Dar cam crescut boschetărime. Da, primul test, adică cel de înclinație, îl vom încerca. O să fim cu a patra. Și cred că aici ar trebui coborâtă mașina. Aici o să speriem pasagerul din spate, pentru că mașina va fi foarte, foarte înclinată. Și ar trebui să avem aici view off-road. Acum mergem pe o înclinație de 28 de grade. De-aia am lăsat mașina, n-am lăsat-o pe modul ridicat. Ea spune că în fișa tehnică zice că ține până la 45 de grade, dar busola asta îți arată până la 30. Deci nu vreau să depășim 30 și nu depășim 30. Uite, maci. Unde e Minescu? Doamne, ce ador filmările cu mașini care pot face altceva decât să le conduc pur și simplu pe asfalt. Acum, ia uite, wow, cât de mult prachează, incredibil, superb. Deci n-ai jenă cu ea nici pe astfel de zone înghesuite, spre exemplu pe străduțe. Acum am înălțat înapoi mașina, bine, ea se înalță în continuare că e foarte lentă. Și acum vom face... Ia uite LSD-ul din spate cum a intrat în funcțiune. Aici ni s-a desprins o roată de pe asfalt, de pe pământ, de pe carosabil, de pe ce-o fi asta. Acum teoretic suntem iarăși în trei roți. Și ca să trecem liniștiți, o să blocăm diferențialul central. Și acum nu ar mai trebui să avem emoții cu ea. Ok? Aici Hilux-ul atingea. E? Frumos. Nici o emoție. Deci pe ce facem noi în secunda asta, testăm care este gradul de înclinație al mașinii, cum se comportă în condițiile în care mergi cu trei roți. E, iarăși aici cu Hilux-ul am atins. Ne înclinăm foarte mult. Trebuie să fie frică la cât de mult ne înclinăm. Ținem frumos din frână, ușor. Aia e treapta. Gata, am trecut cu treapta. Wow. Ok, recunosc. Este prima dată când am avut emoții pe acest circuit. Eu am mai fost pe acest circuit de foarte multe ori și cu foarte multe mașini. Este prima dată când am avut emoții. Bun, acum avem niște mici găurele ca să vedem cum lucrează suspensia. Nicio emoție, nicio treabă. Foarte plăcut. O să vedeți de afară ce și cum. Nici nu știu ce să vă explic, că din păcate expert în off-road nu sunt. Cu toate că mi-ar fi plăcut să fiu, dar nu sunt expert în off-road.
și nici nu am cu mine un expert în off-road ca să-mi zică, uite, aici s-a descurcat bine pentru că nu am aceste cunoștințe. Fac off-road, dar nu-s profesor. Na. Camerele, într-adevăr, sunt de foarte, foarte mare folos. Acum suntem cu o roată în aer, cred. Așa pare. Și acum bracăm foarte, foarte mult cum e mașina asta capabilă să facă din prima, ceea ce este temențial. După gusturile mele personale, poate pe modul off-road, aș fi înălțat-o încă vreo 2 cm, dar nu mai mult, adică să ajungă la un 36-37. Ca idee, Disco 4, dacă îl pui pe modul off-road, adică cu suspensia ridicată la maxim, ajunge la 38 de cm gardă la sol, asta la 35. Pe lângă, Discovery mai are încă o chestie, are un mod extended la suspensie, în care ea îți, dacă simte că o pui pe burtă, se mai ridică încă un pic singură de nebună, de capul ei. Nu e ceva ce poți controla din vreun buton. Nu știu dacă asta are. Bun, acum ne aflăm pe niște cauciucuri ca să arătăm cum cade mașina. Pe oricine are o mașină 4x4, nu contează ce fel de mașină, poate să fie Duster, poate să fie un Volvo XC70, nici nu contează. Oricine are o mașină 4x4, pe bune, vă îndemn să veniți la TCS Racing Park, îl găsiți frumos pe Google Maps, este în Ciolpani. Băieții ăștia, teoretic, fac cursuri moto, mai ales pentru copii. Toți copiii olimpici la motocross de la noi din țară sunt antrenați aici, sau mare parte din ei cel puțin. Dar au și acest circuit pentru mașini și au un fel următor. Ce facem noi acum este circuitul de off-road în care se testeze efectiv limitele mașinii, dar în condiții de siguranță, nu rămâi împotmolit, poate dacă rămâi te scoate cineva foarte ușor, dar nu cred că e cazul. Sau în jurul nostru se află un mini rally stage, dar mini. Pe aici am fost cu Ranger Raptor-ul de alatul la 120 la oră. O să găsiți clipul pe undeva pe aici prin descriere. Într-adevăr, pernele nu sunt cele mai fericite suspensii pentru off-road și chiar nu este recomandat să ai perne. Mai bine ai niște coilovere pur și simplu înălțate foarte mult și aia a fost. Dar pernele sunt compromisul perfect pentru o mașină bună la toate. Fii atent că se înclină inclusiv camera însăși. Și aici trebuie să facem stânga. Și aici vezi că o să facem transfer de mase, suntem pe două roți și imediat o să ajungem pe trei. O să se ridice dreapta spate. Vezi? Acum ne balansăm între roți. Dacă încep să sari în spate... Vezi? Și acum mașina se înclină, este doar pe două roți, pe dreapta față și pe stânga spate. De asta zic, aici poți să testezi în siguranță limitele oricărei mașini și orice mașină ai avea tu, dacă are 4x4, păi eu chiar recomand să vezi și tu de ce e capabilă jucăria ta până la urmă, știa? Adică, pe bune, poți să ai și o Honda CR-V 4x4, chiar nu contează. Orice mașină ar fi, e bine să știi ce poate mașina ta. Asta mi se pare foarte important. Nu ai cum să-ți cunoști o mașină fără să încerci să-i testezi cât de cât limitele. Și oricum noi suntem totul pentru a testa limitele oricărui vehicul în condiții de siguranță și pentru off-road cel puțin, ăsta e. Bun, aici avem gropi concomitent. Să cadă, uite, întâi dreapta, după aia stânga, ca să vezi cum face mașina pe valuri, cum s-ar spune. Și văd că jocul suspensiei este foarte, foarte bun la mașina asta, adică nu o duci ușor între roți. E mult mai flexibilă, într-adevăr, este mult mai flexibilă decât Hilux-ul, spre exemplu, ca să comparăm cu ceva ce e la ei în curte. Cu Hilux-ul am țupăit mult mai mult pe aici. Îmi place totuși, nu știu, sunetul de 3 litri diesel.
Ok, ăsta e mai tractoraș, așa că e în 4 cilindri, ăla în 6 e mult mai rafinat. Dar, uite, aici suntem pe pragul așa. Sunetul motorului atunci când pleci de pe loc și face chiar ne zici cineva, mă întrebă, ce că ăsta Land Rover, tu e V8? Nu, e V6. Că se aude ca un V8. Ok, mulțumesc. Nu poate decât să mă facă fericit acest lucru. Deci, camera de pe față se înclină singură ca să te ajute să-ți dea unghiul potrivit de fiecare dată. Foarte, foarte tare. Iar aici avem o curbă foarte mare. Trecem. Nu trecem. Puteau să lucreze și mai mult la raza de brăcaș. De asta e ca să fii cărcotat să cauți nod în papără, pentru că în principiu nu prea ai de ce să te iei de această mașină. Efectiv le face pe toate punct. Uite și îți arată pe busolă, îți face simulare când ți se ridică câte o roată și când nu. Foarte frumos. Uite, acum se numește Let's Go Climbing. Și uite, ca o vagă idee, suntem pe o pantă de 30 de grade? Da, 30 de grade. Ne-am oprit pe pantă de 30 de grade. Tragem frâna de mână. Mașina stă, da? Stă. Accelerăm un pic. Nici n-a simțit-o. Efectiv, nici măcar nu a simțit-o. Puterea reductorului ce face. Deci coborâm la stânga și intrăm pe pietre. Bă, nu, e o mașină specială. E o mașină specială. Dacă ție asta este singura mașină de care vei avea nevoie toată viața ta, nu de alta, dar nu o să vrei să o schimbi niciodată. Și cred că asta este valabil indiferent de generația de Land Cruiser pe care ți-o alegi. N-ai decât să-ți iei una la mâna a doua din 2005. Nu contează ce model îți place. Toate țin la fel de mult. De-aia este același bloc motor de atâta timp, pentru că este stupid de fiabil, efectiv, este stupid de fiabil. Băi, deci efectiv nu ai nicio emoție cu mașina asta, orice ei face. Genial. Și uite, acum nu are sens să facem tot circuitul. Bine, îl facem pentru că nu mai avem mult. Dar știi care e distracția? Că poți să faci atâtea chestii cu această mașină, bă, și să fii în luxul și în confortul suprem. Uite, sunt la o înclinație de 28 de grade. A, de mie, mi s-a făcut brusc sete și somn și nu știu ce. Și mi-au și eu un picuț de sucuț ca să dau cu niște zahăr și ca să dau cu surplus de zahăr, mai scut de aici și un nou Kinder. Adică nu ai nici o emoție, orice ar fi. Ești în confortul suprem, în lux, în ce vrei tu. Te face să te simți excepțional această mașină. De-aia, efectiv, este cea mai polivalentă mașină de pe stradă. Că e asta, că ții un Discovery, dar nu știu care altele sunt, știi? În momentul de față, cei de la Toyota declară că na, Discovery 5-ul deja e altă mâncare de pești, acum din punct de vedere al luxului și al confortului și așa mai departe. Asta încă e catalogată cu Discovery 4 de la tot ce este înăuntru. E încă... Se vede totuși că este un pic învechită, dar la anul apare modelul nou până la urmă. Trebuia să-l testez și pe ăsta, că de... Dar ai asta și Discovery 4, cele mai polivalente mașini de pe piață și nu mai ai nimic altceva. Efectiv, nu mai ai nimic altceva în care să ai 7 locuri, 3000 de litri spațiu de depozitare, suficientă lungime ca să poți să spui un pat de 2 persoane în mașină. Da, am măsurat-o și pe asta. La fel ca la Disco 4, poți să pui pat de 2 persoane. 1,20 m pe 1,90 m. Adică, asta zic, poți să faci orice. Ai 17.000 de copii, îi cari pe toți. Ai multe bagaje, sunteți o familie normală de 4 oameni, multe bagaje, plecați în concedii. Asta este mașina perfectă pentru asta. Ok, eu am plecat cu frâna de mână și mașina asta nici măcar nu a clintit. A zis, ok, bine. Frână de mână, ce e? Ne deranjează? Nu ne deranjează.
Deci apeși pe MTS, care e Mud Terrain Select, Multi Terrain Select, și ai Mud and Sand, Loose Rock, Mogul, din primul Lord of the Rings, Rock and Dirt și Rock. Ok. Acum stăm pe Mud and Sand. Cu toate că nu e sand, e dirt. Nu e Rock and Dirt, nu. Mud and Sand să fie. Și uite, acum deja controlul tracțiunii face totul pentru tine. Efectiv face totul pentru tine. Și acum vom face în felul următor. Hai să vedem dacă mașina asta știe să mergă și de lat. Un pic am supluit pe aici. Dom'le, cum lucrează convertisorul ăsta de cuplu? Vezi, dacă aveai diferențial spate blocant, era foarte frumos de la tot pe aici. Dar pe spate avem LSD. Și nu știu dacă mașina ne dă foie să o dăm de la turbo. Nu pare să vrea să ne dea voie. Este stupid de confortabil, în jur. Este efectiv stupid de confortabilă. Deci mașina asta mănâncă tot ce arunci în ea. Vai! Wow! Da! Deci dacă vreodată nu știți ce mașină să vă luați și vă trebuie una singură, luați-vă o Toyota Land Cruiser. Poate să aibă și un milion de kilometri când o luați la mâna a patra. Că mașina merge la fel de bine ca în prima zi. Asta nu e o mașină cu 1.000.000 de kilometri. Unchiul meu are Hilux, l-ați văzut pe canal. V-am spus despre ăla cât de fiabil e. Nu e nicio diferență, doar că asta e mai luxoasă, mai confortabilă și dintr-o bucată. Ce drăguț, ce plăcut, ce frumos, ce place. Bun, așa că până data viitoare, am uitat să vă zic de garanție. La Toyota ai 6 ani sau 200.000 de kilometri garanție pe orice mașină îți iei din gama Toyota și cred că și Lexus. De obicei se aplică și. Și pe lângă asta, din punct de vedere al siguranței, aici nu știu ce să vă zic. Teoretic are 5 stele. Practic, nu s-a testat Land Cruiser din 2000. 15 am căutat până acum și nu s-a testat Land Cruiser. Și testele care au fost făcute la varianta de 2009, 100% nu mai sunt valabile datorită tuturor sistemelor adăugate și așa mai departe pe mașini. Dar în principiu 5 stele. Teoretic. Practic, nu uitați să dați un like și un subscribe dacă v-a plăcut episodul de astăzi și să-mi spuneți dacă vreți să mai vin aici pe Macadam cu mașinile, că mie unul nu-mi place de oricum. Hai, conduceți cu grijă. Gata, terminat.